Salutare toată lumea, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de Sampa alături de Darius. Zici tu ceva, bă? Salut! Salut, salut! Deci, în acest episod o să-l învăț aici pe Darius cum e cu Bizonul, cu Astia, ce e de făcut pe aici, că el s-a jucat pe Ruby, s-a jucat pe serverul lui Awake, frate, și na, cam slăbuț acolo, bă. Nu, bă, hai, facem aia cu fură bucăți de metal? O facem pe aia să-i ciordim ferul? Păi, hai, la aia. Nu, pe poți dai pe ea, dar trebuie să mergem la checkpoint, hai că mergem acum la checkpoint, eu nu prea mai am benzină, sper că mai am fill gasken, că am încurcat-o, rămânem în mijlocul deșertului dacă n-avem benzină, bă, dar... Tu ai mai făcut-o? Am mai făcut eu, da, dar gen... Da, poți să o faci o dată la 4 ore sau ceva de genul. No, adică... Și primești bani, ce primești? Da, primești 15.000 mi se pare pe misiunea asta, și gen 15.000 e destul de ok pe serverul ăsta, adică la tine acolo 15.000 pe Ruby puțin, dar... Păi, dar aici și dă-ți, bă, cât costă un Infernus? Bă, 1.620.000 sau ceva de genul. Da, da, că să fac eu cadou la level 3, iau eu Infernus, bă, Darius, că ești pe din alea. Așa. Dai banii la școală, dai, aduci pachetul că dai G-ul. Na, intră aici și dai, cred că pe Enter trebuie să dai. Cred că pe Enter, nu sunt sigur. Sau pe ce trebuie? Ah, da, pe Enter, te duci și dai Enter acolo. Ai dat? Ți-a apărut? Da, maș. Da. Ți-a băgat la misiune? Bă, gen, nu pot că bicicleta asta aici, frate. Păi dă-o la o parte. Și mă duc la bicicletă, stai să o dăm mai încolo. Nu, dă-o, dă-o. Mai, nu avem nicio bicicletă, bă, ce ai? Ți-i buguit 1050 ăla, bă? Bă, nu merg să dau aici să intru la Dimitri. Ai nevoie de cel puțin nivel 3. Să mor tu. Mor tu că ai nevoie de nivel 3, uai. Mamă, și ai, ai Infernusul meu, e deblocat Infernusul meu. Nu. Uai, de până că ai belit, dă-i service taxi, du-te înapoi acasă și ia-ți ăla, ia-ți... Ai, trebuia să dau pe nu, mă, m-a pus să aleg dacă vreau să fac misiunea sau nu, și trebuia să dau pe nu și ieșeam în pâine. Stai cu fac rapid în pâine. Du-te, dă-i service taxi, man. Dă-i slash service taxi și du-te acasă și ia-ți motorul. Am motorbike-ul ăsta, ce lasă? Sau uite, mai plimbă-te cu bicicleta să faci ore și respect points, frate. Ia uite, mi-au dat armă. Băi, ești nebun, mi-a dat sniper. Trebuie să mă și bat cu aia oare? Deci misiunea asta n-am făcut-o, știți că am încercat pe episodul, de fapt pe primul episod de Sam să o fac, dar n-am apucat să o fac și vreau să o fac acum, că-s curios cum e. Stați un pic să-mi dau seama un pic mai tare. Așa, am încercat să o fac în primul episod de Sam, dar n-am reușit. Adică nu că n-am reușit, n-am încercat să o fac. Că am intrat și am văzut cât e de făcut și am zis, bă, îmi ba piciorul. Dar acum chiar vreau să o fac, sunt curios cum e. Aparent trebuie să furăm niște bucăți de metal, dar cred că trebuie să mă și bat cu niște tipi acolo. Bă, frate, și la nivelul 1 ce pot să fac? Bă, cred că singurul lucru pe care poți să-l faci la nivel 2 e job sau să aștepți să faci level 3, să poți să faci mai multe chestii. Du-te și fă niște joburi, fă să vezi că sunt multe joburi gen diferite aici, dă-i slash jobs. Sunt multe joburi. Stai, de lemn. Nu, serios, te duci gen în pădure și car niște lemne. Du-te să vezi, gen, se plătește, ok. Dar părerea mea e că cel mai plătit e gunoierul, adică ce o să fii tu pe viitor. Ah, lasă. Nu, serios, îți dă vreo 2500 de dolari pe tură și o tură durează vreo 10 minute, 5 minute, nu știu cât durează. Gen, e destul de plătit. Bine, la joburi, frate, face doar așa bani de buzunar mai mult, dar nu faci tu bani de mașină și alea. Banii de mașină îi faci în facțiunii, alea îi faci. Dar îți fac eu rost de mașină, mă, ți-am zis. Fac eu, uite aici, câți bani am, câți bani are. Sau din misiuni faci bani, ok. Dar la level 1 ce misiuni să faci? Bă, ăsta, RPG-1, fata, ăsta e vechi. Dar te mai ții minte de acum câți bani jucam pe RPG-3. Da, știu, dar și eu. Da, fata, bani jucam pe RPG-3. E 2008, face 10 ani. Acum de Crăciun trebuie să facă 10 ani, Bizonul. Zice, nu o să fie quest de alea. Uai, să dau și get gift după aia, chiar după misiunea asta o să dau get gift. Ia uite, mă, bă, ce derapează prostia asta. Ia, get gift. Nu ești la locația corectă, mergi la locația de pe hartă. Na, deci trebuie practic să... După aia, după ceva misiunea asta, o să dau get gift. Eu sunt chiar curios. Mamă, eu am primit 4 zile. Bă, chiar aveți tu, poți dai get gift? Ia dai slash get gift. Dar cred că trebuie să ai tot level 3. Da, da. Trebuie să mori. Da, că așa să-ți ai conturi în prostie și de dai get gift, na. Ce tâmpenie, frate. Yeah. De fapt, nu-i chiar tâmpenie, dar, na. Mamă, nu cred că trebuia să vin la misiunea asta, că o să-mi iau veșnicie. Așa, mai vrut să vă întreb ceva, dar am uitat. Bă, băieți, ideea asta cu două canale mi se pare stupidă, frate. Deci, nu știu, ziceți și voi în comentarii ce părere aveți. Să rămân pe canalul ăsta și să fac gen și serie de Sam și de Fortnite și de CS de alea, da, sau bă, să... Gen, nu poți să faci live-uri 3 luni iară. Fac pe canalul ăla live-uri, gen, și ăla țin strict pentru live-uri, știi? Nu știu, la asta mă gândeam, că așa nu știu, frate, ce să zic, ce naiba mă fac. Țin canalul ăsta doar pentru Samp în puii mei și alea, pentru Fortnite și alea, știi? Nu știu, așa, mi se pare o tâmpenie și mai ales că trebuie să le țin pe amândouă și e foarte greu. Adică eu înainte de-abia mă descurcam să postez câte un episod pe canal, știi? Mă chinuiam odată la 3 zile să postez măcar, știi? Și acum am două canale, ce puii mei asta, știi? Nu știu, mi se pare un pic stupid și de-aia vă întrebam.
Ce ziceți, să țin canalul ăsta? Zice, scrieți în comentarii sau vă las un straupul în descriere, o să văd cum o, ce o să fac exact. Să țin canalul ăsta pentru toate chestiile, adică Fortnite, CSGO, live-uri când o să-mi treacă strike-ul, etc. Sau să-l țin pe celălalt, nu știu, eu zic pe ăsta, că până la urmă are 30.000 de abonați, are toată munca mea în 5 ani. La asta mă gândeam, dar nu știu, ziceți și părerea voastră în comentarii. Da, mă, dar ce eu n-am făcut Fortnite pe dezbrăcate și de alea, frate, scuză-mă, n-am făcut ce se cerea, frate, da. Am făcut ce-mi place, în pui mei. E așa făceam și eu clickbait de la, l-am călcat cu mașina și am fugit de poliție și filmam GTA 5, în pui mei. Și puneam thumbnail de la din viața reală, știi? Și am și eu clickbait-uri de alea jigoase, frate, dar eu nu siliez vlog, scuze. Mă, ai ce nesățit am. Bă, dar chiar bă, n-am auzit de Elie vlog, frate. Bă, nici eu n-am auzit nimic, ca să mă, dar la un murie, nu știu ce n-ai băpățit, la un... Da, ce nu, cred că s-o lăsat de YouTube sau dacă mai postează, postează așa clipuri random, dar se mai uită maxim 10.000 la videourile, 20.000. Oricum, mi-a plăcut ce-o făcut anul trecut în vară, dar de atunci, anul trecut în vară a fost cea, cred că vara lui cea mai bună, nu? În 2017, în vară. Nu, cred, da. Cred că o dus-o cel mai bine atunci, au făcut de la 200.000 de abonați, au făcut 800 și ceva de mii în vara aia, știu. Au făcut și cu skatepark-ul și alea, da. A fost cearta aia, că s-a certat cu Max, frate. Da, 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 că nu i-o dat banii aia. Da, nu știu, mă, mi se pare asta benefiție. Eu nici nu i-aș fi dat, sincer, la Ilie 2000 de euro. 2000 de euro sunt bani, în pui mea, naibă. Eu când am auzit 2000 de euro, mă așteptam să fie un împrumut de maxim 300-400 de euro. Și ăla e destul de mult, naibă. A, 2000 de euro, ce pui mei, frate? Mamă, am dat să-și așa, mi-a luat o jangră de mașină, frate. A? Ce? Am dat să-și orc și mi-a luat o jangră de mașină, mai cum arată, să-mi bat de euro. Frate. Gen, cred că așa e de la motor, dar cred că e tractor de fapt. Stai, dar ce ți-ai dat? O jantă de mașină? O janghină, frate. A, o janghină de mașină. Bă, dar vezi că cred că dacă ești, dacă ești pe prim, dacă e primul tău payday, mi se pare că îți dă două puncte de respect. Gen, și o să poți dai direct by level 2. A, pe șmec, că stai că le iau acum. Acum, 19 minute. 5 minute, 19 minute, bă. A, mă, mă uitam la secunde, mă, ce bro. Bă, 5 minute, să... Zice, bă, ce repede trec. Era în gândul tău, bă, ce repede trec minutele să mor eu. Uai, 3 ture trebuie să dau cu ăsta, bă. Am făcut de-abia o tură, în puii mei. Vai. Păi băgăm aici la ture să mor eu. Mare cât durează misiunea? Bă, nu știu, dar sper că dacă... Sper să-mi dea cel puțin 25.000 pentru ce fac aici, frate. Am făcut de-abia o tură acum, mai trebuie încă două. Da, e lejer, mă. Dar mi-a dat și o armă, deci cred că acum o să mă bat cu unii. Dar totuși, 3 ture, mă, ce... Măcar 2 ture de rămân, nu 3 ture, ce puii mei, că e destul de mult, frate. Bă, care e cea mai ieftină mașină aici? Bă, cred că perennialul, dar oricum, gen, la level 2 o să-ți dea un perennial de ăla și la level 3 un Landstalker de ăla. Ba nu, la level 5 este ăsta. A, dar mașinile care le primești de aici nu poți să le vinzi, nu? Astea care le primești la nivel. Da, ar fi culmea. Să faci conturi, vinzi mașinile și după să dai banii pe alealte conturi, nu? Pe alealte conturi. Și de dacă nu mai vrei în slot, ce faci cu ea? O vinzi, dar o vinzi pe 0. Poți să o vinzi pe 0. Dar doar pe 0, gen, pe 0 dolari. Dar nu merită să o vinzi. Adică bine, eu am vândut-o pe mea, că mă ocupa aiurea slot. Na, îți dai seama când... Eu zic să o păstrezi până te pui tu pe picioare, până ți iei 2-3 mașini, casă, chestii. E logică, oricum, dacă te bagi în mafie, o să fie blană rău de tot, o să faci la bani, că știu că și-am făcut mulți bani în mafie. La war-uri, la alea, știi bine, trebuie să și câștigi war-ul, că dacă nu câștigi nimic, ciuciu, noi nu prea câștigam war-uri. Aia e problema. Ne cam băteau aia. Ia, tărs, o mai făcut de țară... Bă, dar chiar facțiunile schimbate față de celelalte servere. A? Aici îți dă facțiuni diferite sau la fel ca pe celelalte servere? Bă, nu știu, dar cred că tău track e tău track pe Ruby. Bă, nu mai țin minte, nu am uitat. Se când duc ăsta mai aproape dracu, să-mi fie mai ușor să bag astea în trailer. Așa. Tău track adică te duce mașini părăsite pe stradă și... A, acolo pe Ruby era job, frate, deci asta era job, frate. Mă, ce, aici e facțiune, naiba, și gen tai nu știu câte mașini să duci pe... Săptămână sau ceva de genul, știi? Acolo era job. Nu e... Dar cred că și... A, nu, aici nu e job, ce pui mie? Ia, dar ce job-uri este? Că nici m-am uitat ce job-uri este. La curier, mamă, la curier se duce să muncești, că ăla îți plătește super ok. Și genii nu-i, nu știu ce, îți dă o mașină cu HP destul de puțin și... Trebuie să duci în diferite locații și îți dă vreo 600 pe tură și o tură durează un minut, două. A, știu că așa era, știu că așa era și pe Ruby, frate, spamam acolo job-ul ăla. Da, e destul de easy curierul. Eu zic să te duci la curier, că eu acolo am... Bine, eu la majoritatea job-urilor am skill 5. Și vezi că dacă vrei în poliție, că mi-ai spus înainte de filmări că vrei în poliție, îți trebuie skill 5 la detectiv. Adică trebuie să... Dacă vrei în poliție, trebuie să-ți iei job-ul de detectiv și să dai find pe playeri mult și de alea. Dar poți să spamezi find, nu-i problemă. Spamezi, mi se pare că te las o dată la un minut sau ceva de genul să dai find, știi? Și spamezi find-ul care e tardat-o.
Eu așa am făcut. Stăteam toată ziua și dădeam find. Mă jucam, dădeam find din minut în minut, știi? Dădeam find pe un ID random. Deci dacă vrei poliție, până faci level 10 sau cât e minimul 15 pentru poliție, fă-ți skill 5 la detectiv. Dar las că-ți mai explic eu off-camera. Îți arăt și manevre de făcut bani. Ne facem mare, mare baros. Bai doi, o să fac caradoc în puii mei. Bă, băieți, la 5.000 de like-uri la acest episod vă dau o manevră de făcut bani pe Ruby, pe Bizon, pardon. Nu că nu am nimic cu Răduc, dar ziceam așa că fac caradoc să mor eu. Bă, dar vezi că el a făcut ceva gen chestii de astea și au vorbit adminii cu el că nu știu ce, l-au luat afară, ce-a făcut, mă țin minte, că l-a arătat la ăștia. Dar nu, mă, că eu da bani pe Ruby, man, eu da bani pe Ruby. Așa, da. Eu da bani, man, pe Ruby, de asta e nasol, dai seama cum avea averi, avea de alea. Că arăta bucurci de alea, știi? Și hack-uri, dar nu, oricum, dai seama că... Dar nu trebuia să, dar nu cred că le fă... Ai, de pui mie, m-am bușicat, fa, mi-am pierdut și trailerul, cât aș pe mai am? 862, mamă, e picat ăsta, fie că nu mai pot să-l iau cu aia, fie că nu mai pot să-l iau. Nu că dacă nu mai pot să-l iau, nu știu ce fac. Deci nu știu ce fac dacă nu mai pot să-l iau în momentul ăsta. Ah, se ridică, ok, m-am speriat că am crezut că nu mai pot să-l iau. Ce? Păi ce, te-ai dus la ăla de lemne? Da. Mamă, păi ăla... Nu știu câți buștini, dar oricum știu că se plătește ok. Dar ți-am zis, după ăsta, după ce te duci la de la tăietor de lemne, du-te la curier. Curierul e cel mai ok, părerea mea. O să și să-ți lași în seara asta, să-ți lași în seara asta contul pe slip, să-ți dau mașina surpriză. Las. Că până mâine faci level 3, adică în seara asta să faci level 2 și după aia... Că-l lași peste noapte, faci level 3, știi? Și zic că la... Oricum la PD-ul ăsta cred că faci level 2, că primul... Bă, trebuia să-ți dau referalul meu când ți-ai făcut contul cu aia, chiar. Păi... Păi făceam eu bani. Ți-ai dat ceva sau? Da. De exemplu, dacă, păi dacă tu îmi dă 200% din banii pe care îi dai tu la buy level și 15% respect points. Adică dacă tu plătești 200 de dolari... Păi auzi, bă, să-ți dau de la mine, auzi. Dar nu, că nu-ți dă de la tine, prostule. Ah. Îmi dă pur și simplu serverul, că tu, de exemplu, dacă dai buy level și... dacă tu dai buy level și plătești 200 de dolari pentru buy level, ăla mie îmi dă 400 de dolari serverul. Dar nu ia nimic de la tine, ce puii mei. Știi? Și nu super șmecher, păi mie. Păi bă, gen nici șmecherie, e pun poate să facă server de SAMP, frate. Și zic acolo să își bagi ăsta meu. Păi da, și să-și facă server de SAMP. Să-și facă cont pe server. Să-și facă cont, așa. Da. Să-și facă cont de server. Să-și facă server de SAMP. Și le dau referalul meu. E șmecherie, ce să mai... Păi eu le-am dat, eu am nu știu câți abonați pe referalul meu. Am vreo 40-50 ani pe referalul meu. Pe Bizon ăsta, pe RPG1. Dar nu am mai intrat unii de mult și de-aia îmi stau aiurea acolo la referal, știi, și asta e enervant. Dar oricum e șmechirie, mare șmechirie acolo. Păi, dar mie de ce mi-a dat arma aia? Că mi-a dat o armă, dar nu... N-am folosit-o până acum. Why, man? Can you tell me why? Uite, mi-a dat arma asta. Ce fac cu ea? Mamă, coaie. Ce șmechirie să mor eu. Mare bug aici. Mare șmechirie să mor eu. De ce n-am făcut asta din prima aia, uite și... Gata, atâta. Gata, acum e că este ultima tură, Darius, și vin și eu și te ajut acolo. Mamă, deci dacă nu mai știu... Toate am 5, să controlez mașina în aer de pe shift și control, știi? Uai, de pe săgeți aici, cu aia. De pe săgeți aici, voi mine, nu am ajuns. Mai ești bechin. Și bai doi, am intrat ieri și într-un clan, sunt în clanul BZL, clanul Bezel, nu știu dacă se numește Bezel, dar se numește BZL. Ia, Claudiu, cred că a uitat că jucăm sa, frate, ăla își face tema. Sau durează așa tema, că mă sperii deja. Sper că nu durează atâta timp. Bă, nu știu, facem 20 de cuvinte acolo, da. Bă, man, pe mine mă sperie. Și tu când îți faci tema? Pentru un opa, că fac poate mâine, glase, frate. Frate, 20 de cuvinte la fiecare, păi înseamnă vreo 100 de cuvinte în puii mei. În total, că generau 5 de alea, man. Dar e greu, bă. Ce, eu nu stau atâta, ce-mi bat piciorul, știi ceva? Eu n-am chef de aia, man. Să faci tema aia? Nu știu. Te fac mâine glase, dar te fac repede. Eu ciordez la cineva, rup pagina de cash-ul, lipesc la mine, zi, doua profesor, uitați, mi-a făcut tema. Uai, mie mi-a ciurtit cineva o carte de istorie, mine, eu nu mai am cartea de istorie, mâine dau test la istorie. Dau două teste, în afară de la mai dau încă unul, cred că. Bă, să vezi, rătă, eram azi în autobuz și intră un moș, știi, și mai intră și-o țigancă după. A, da, mi-ai zis de moșul ăla, s-o băgat în tine. Nu, auzi, și intră, frate, și țiganca aia a băgat mâinile la în buzunar, frate, și gen vrea să-l fure, știi? Și moșul ăla a văzut, frate, și a început să ia la bătaie, frate. Nu!
Dar nu la bătaie, frate, trebuie să ții, că îl cheamă poliția, că nu știu ce. Bă, man. Și să vezi, hai că s-o dat jos, frate, sunt doar să le și le-o scuipa, frate, și-au mai scuipat pe câțiva de acolo. Bă, dacă te scuipași pe tine, ce ziceai? Nu, că nu m-a scuipat, frate. Da, și dacă te scuipa. Ia, nu, mă, metalele, nu, stai. Bă, eu nu înțeleg ce scrie acolo ca moduri. Cât am primit? Bă, am primit doar 10.000 să mor tu. Bă, am luat și crești, mi-a dat și crești sampu. Da, foarte tare. Ăla crash. Stai că nu, o să intru special, nu, că o să intru special pentru Get Gift, man. Vreau să dau și Get Gift, dacă nu, pe ce? Nu intru eu pentru Get Gift. Intru, mai dau Get Gift și închei și episodul, mamă, ce crezi că-mi pică? Ce fac cu 10 gold? Ce face gold aici? Bă, 38, dar nu cred că faci nimic cu 10 gold. 300 gold e 1 euro, în pui mei. Tu ai luat 10 gold, 3 cenți, în pui mei. Un cent acolo. Poți să zic cont premium pe săptămână, 70 de gold. Păi da, și tu ai 10, ce pui mei? Puțin. Hai că mă să dau și Get Gift. Unde ești? Tu unde ești? Aici, da. În sâfă? Cum se numește? Da. În sâfă ce joc? Flip. Tetor de lemne? Da, acolo. Hai că vin acum. Ești fix acolo în față la tetor de lemne? Da. Hai că vin acum, mergem, dau și o Get Gift. A, dar tu nu poți da. Ziceai că tu poți să câștigă bine că te-ai dat un K. Și nu e bine? Păi un K înseamnă cam 100.000 pe... Bă, bă, ce, așa de mult, frate? Da! Bă, ai trecut de mine, bă! Stai. Bă, ce țăran, mă, ce bicicleta? Hai, urcă-te! Deci, practic, ai câștigat 100.000. Eu acum îi fac așa... Îi zic, am cât ar veni pe Ruby și ala că s-au jucat... Opa, stai, că am dat-te, am jucat toată viața pe Ruby și acum îi zic, îi fac așa, aproximări. Bă, eu trebuie să bag și benzină, să mor eu. Stai, Get Gift. Get Gift. Hai că băgăm prima dată benzină, mergem acolo în lăsă. Sper că mai mi-ajunge 5% până în lăsă. Da, am și canistrea de benzină, deci ajunge 100%. Mergem, băgăm benzină și după aia mergem să... Mergem să dăm Get Gift, frate. Dacă iau ceva bun, practic... Ia uite, ia dau testul. Uite, vezi în aer cu elicopterul. Dau da, testul. Bă, nu pot să mai uite, erau, da. Erau cu elicopterul, dădeau testul ăla de permis de avion. Mă rog, de elicoptere, de avion, de morții lui. Mamă, zi, ai de pui mie. Eu am fost de asta de ateste, frate, și nu e greu la raport, rău de tot, nu ne băgăm de asta. Bă, am decis cu Darius, cred că ne băgăm în poliție, frate. Ziceam că nu ne băgăm în LSPD sau alea, dar cred că ne băgăm în poliție, pe la urmă, Darius, e că... A, e, o viață. Hai să vedem dacă ne acceptă ăștia, frate. Bă, eu am ca lumea, n-am nicio sancțiune, am ore ca lumea, am de toate, pe mine mă acceptă, zic eu. Eu nu prea am. Să sperăm, nu prea, trebuie să le facem, pe mine. Și aici autoclicker ciuciu, că stau ăștia spec pe tine 24-24, s-a mii de aia disperați, dau spec pe tot serverul noaptea, frate. Nu prea ai cum să faci autoclicker, dar jucăm oricum acum în vacanța asta de iarnă, rupem sampu, frate, rup sampu în vacanța de iarnă. Eu vacanța de vară trecută, când jucam, gen în 2017, când jucam eu sampu, ca lumea făceam 10 ore pe zi pe sampu, ești nebun. Se deschisese Rubiu cu aia, știu, în aprilie, mi se pare, dar atunci nu era vacanță, nu mai știu exact, sau ba da, era vacanța de Paște, de fapt. Și, bă, nu zic exagerez cu aia. Am făcut în prima zi de când s-a deschis 18 ore, men, pe Ruby. Și tot în 18 am și rămas, cred că am 19 ore acum, că n-am mai jucat. 18 ore, frate? 18 ore într-o zi am făcut, men, pe Ruby, ești nebun? Da, că am intrat să mă joc. Nu, dar am vrut să iau funcție, știi, de-aia am jucat foarte mult. Am jucat, am făcut, știu că aveam deja vreo 50k campul, mi-am luat mașina, mi-am luat, dar eu încă am contul ăla pe Ruby. Ia uite-l cu aia. Mamă, ce stand am făcut, nu, cu aia. Hai, ieși afară, repede. Service taxi. Da, service taxi. Da, handicapații ăștia acceptă după că nu știu cât timp. Bă, trăiți iar familia. Nu se oprește nimeni. Iar îmi dă crești, că dacă îmi dă iară crești, încheie episodul. Nu îmi dă crești, te rog eu mult. Nu îmi dă crești. Bă, poate o fi unul cu aia aici. Stai, așteaptă, nu intra, că-ți iau 100. Gata, s-o dus 10% din jobul tău, Darius. Sper să nu mai dea erori. Tu ai luat 1000 și ți-ai luat 100 doar că ai intrat în ăla. Păi stai, frate, că nu așa telefonul meu din astea. Na, păi, a, de fapt, da, asta că trebuie să iei telefon și alea. Bă, să mor eu, ce facem acum, că handicapații ăștia de la taxi nu răspund. Bă, stai. Stai. Bă, băga mea și piciorul, uite, nu stă, mă. Bă, hai să zicem că dăm, gă, uite, se întoarce. Bă, e zicem că dăm, gă, îi furăm motorul și fugim. Hai. A, dar n-ai cum. Bă, mă duci, te rog, la Gift. Pe mine și pe prietenul meu. Îți dau un... Dacă vrei. Și dacă ai timp. Bă, trăiți iar familia dacă nu... A, ok, Doamne ajută, hai, urcă-te pe motor. A, mă gândeam că dai... Păi poți să mă urc și pe...
Nu, da, că da, pot să mor. Nu pot. Da, urcă-te, urcă-te. Nu, că nu putem să urcă, frate, că gen pot să dau G și fără și să fie blocat. Mersi mult. Gen pot să dau G și fără să fie blocat și adică și să fie da, blocat. Da, da. Da, și... ce îmi zicea? Bă, de ce vrei să dau? De ce vrei să-l deblochezi, știi? Mamă, uite ăla, a deschis o cutie turcoaz și a câștigat un sultan. Gen, mă, să faci și case opening, dacă ai de alea, chei. Bă, și unde-i gătiți tu, pe Ciliad? Nu, 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 e aici, pe la CNN-ul de pe Robi, dar aici e alt CNN, gen. Mamă, coaie, câte FPS-uri are? Ăsta sau asta? Cheamă Fabiana, ia uite, coaie, gata, da, creș. Are 15 FPS-uri, man, are 7 FPS-uri, coaie! Frate! 13, dă-i zile 66, 91, bă. Man, 14 FPS-uri, bă. Mersi, mă. 14? Frate, cum joc? Eu n-aș putea, eu am 50 aici și mi se pare laggy, așa, nu știu, mi se pare cam lag. Frate. Am 45, eu am 55 acum. Hai să mergem, să dăm get gift, ia uite ce frumos e decorat, ce zici? Hai mă, get gift, hai frate. Hai frate. Ai, ai primit 3 zile cu aia, mai primit 3 zile. Aveam 3 zile de comprimiu, mai ai trimit 3, uite-l pe la bug, pă. Ce fac alea, ce fac 3 zile alea, ce zici? Îți dă bonus la job, gen, dacă ai cont. Tu ai luat tot când, a, stai că tu nu poți să dai get gift. Da, bă, băieți, cam atâta cu episodul ăsta. Ia uite-l pe ăsta cu aia, beat. Uite, uite-l pe ăsta cu aia. Uite-l pe ăsta, bă. Lasă-l bate, frate. Doi. Uite-l la mine. Uite-l la mine, uite-l. Ai, ți-a dat oameni. Uite-l la mine, uite-l la mine, uite-l la mine, uite-l la mine cu aia. Scrie slash drunk, slash de un capă. Frate, cu aia. Ce faci, bă? Autoclicker. Vezi că îți dau report, FMM. Ia uite coaie să mor eu cum merge omul. Ți-am dat una coaie. Uite-l pe ăsta. Da, îți fac post, frate. Mi-a dat Deadman, îți fac post. Păi nu, vezi cum se fac. Vezi? Că nu, aici nu există post pentru Deadman, fraie. Aici doar dacă ești în facțiune, gen doar dacă ești... Păi atunci... Bă, gen atunci ești maker, că mergem, facem dâmbul facem pe poliție. Facem dâmbul, da. Mergi să mergem acum? Ah, stai, că ai level 1, man. Da. Ce de mai să facem? Da. Bă, oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod de Samp. Nu ezitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe, să vă abonați și la Darius, chiar dacă nu face YouTube. O să vă las canalul lui în deschidere și ne vedem data viitoare. Salut!